Pentru a atinge necunoscutul, nu trebuie să te scufunzi în groapa marianelor sau să pătrunzi în adâncurile mormintelor faraonilor. Multe locuri misterioase pălesc în fața pădurii amazoniene, această zonă imensă este în văzul lumii întregi, dar multe părți din ea rămân încă neexplorate. Vom încerca să aflăm ce se ascunde sub copacii uriași și vă promit că veți fi surprinși. Să o luăm pas cu pas, începând cu fluviul. O mică lecție de geografie pentru toată lumea să înțeleagă cu ce avem de a face. Fluviul Amazon este cel mai mare din lume și majoritatea bazinului său este acoperit de păduri tropicale aproximativ 5,5 milioane de kilometri pătrați care înseamnă mai mult decât aria acoperită de Spania, Franța și Germania la un loc o suprafață atât de mare este pur și simplu imposibil de explorat, iar de deasupra nu se văd prea multe pentru că pădurea este mult prea densă. Să vedem pământul printre ramuri este extrem de dificil și acolo sunt ascunse multe dintre secretele pădurii. Aceste secrete nu sunt ușor de descoperit, uneori fiind chiar imposibil. Uite de piramidele din Egipt, aici secretele au martori care sunt încă în in viață, triburi care sunt încă izolate complet de civilizație și si despre care nu știm aproape nimic. Teritoriul numit Vale Dojavari este cel mai puțin studiat, deși suprafața acestuia este mai mare decât Austria. Aceasta este casa a peste 3000 de indigeni brazilieni și si majoritatea nu au vreo legătură cu lumea modernă. Aici există și triburi necontactate care nu au conexiuni cu oamenii moderni și care au evoluat singuri cum au făcut asta, ei bine nimeni nu are destul de multe informații despre ei încât să poată răspunde la această întrebare. Sunt foarte puține astfel de grupuri în lume și majoritatea trăiesc în pădurea amazoniană. Aproximativ 2000 de oameni trăiesc permanent în Vale Dojavari și fac parte din 14 triburi. Oamenii din lumea civilizată nu ajung aproape niciodată în satele lor. Nu fac asta din frică față de triburile de acolo, deși acestea sunt de multe ori ostile, ci pe pentru că triburile sunt protejate oficial de autoritățile din Brazilia, care vor să se asigure că rămân neafectate de către oamenii moderni. Se pare că expunerea la viața modernă are destule dezavantaje, nu neapărat pentru că noi am fi un exemplu negativ, dar bolile pe care le-am transmite ar face ravagii printre ei. Oamenii care au trăit în izolare pentru sute de ani nu au imunitate la bolile pe care le știm noi. Chiar și ceva simplu, cum ar fi pojarul sau rubeola, ar putea cauza o epidemie. S-a dovedit că interacțiunile cu lumea modernă sunt un pericol direct pentru viețile acestor oameni. Cu toate acestea, cercetătorii încă speră să obțină acces către aceste triburi pentru a le studia culturile. Oare acești oameni știu ce este ascuns în pădurile tropicale? Să nu credeți că este o exagerare, dar chiar există nenumărate mistere în pădurea amazoniană. Se presupune că sunt și urme ale unei civilizații antice aici, o civilizație despre care cercetătorii nu știu nimic. Acestea nu sunt doar mituri, există și dovezi care ne fac să ne înfiorăm. În 2018, arheologii au descoperit ceva unic în partea de sud-vest a Amazonului, 81 de clădiri, canale pentru irigații și si alte structuri. Pare că acolo a fost cândva un oraș sau poate chiar un migregat, care pentru sute de ani a fost ascuns în adâncul pădurii și si nimeni, nici măcar cei care trăiesc în zonă, nu au avut idee despre această comoară. Oamenii de știință cred că acest loc era populat între anii 1250 și si 500. Aceștia sunt destul de siguri că au găsit urmele unei civilizații antice. Peste un milion de oameni ar fi putut trăi aici, dar până acum nu știm absolut nimic despre ei. Nu vorbim despre câteva clădiri găsite în pădure, arheologii au găsit sute de structuri care par a fi făcute de mâna omului și toate sunt conectate între ele. Se pare că locuitorii acestui loc se ocupau cu agricultura și știau destul de multe despre arta ceramică, dar aceasta este doar o mică parte a secretelor pe care noi am găsit-o la suprafață. Oare ce vom mai descoperi pe măsură ce aflăm mai multe despre Amazon? Aceste descoperiri ne-au schimbat percepția despre civilizație în regiunile tropicale. Poate că multe părți din America de Nord și America de Sud despre care credeam că sunt păduri virgine ascund câmpuri și grădini abandonate. Arheologul Christopher Fisher de la Universitatea de Stat din Colorado crede că aceste civilizații antice au înțeles mult mai bine cum să folosească pământul decât înțelegem noi, dar descoperirea din 2018 nu este singura de acest fel. Atunci când studiau o zonă unde în trecut era pădure, oamenii de știință au descoperit mai multe geolips, adică un fel de desene făcute pe pământ. 450 de astfel de desene au fost descoperite în nordul Braziliei și Boliviei. Acestea sunt șanțuri și terasamente care au forme geometrice și care sunt uriașe. Cele mai vechi dintre ele par a fi create acum 3000 de ani, iar scopul lor rămâne încă necunoscut oamenilor de știință. Poate erau locuri de întâlnire sau poate acolo se făceau diverse ritualuri sau se discutau probleme importante. Nu știm nimic despre popoarele antice care trăiau în Amazon, dar chiar și cele mai nebunești presupuneri ale noastre se pot dovedi a fi adevărate. Poate că acolo era un observator sau poate chiar un loc din care comunicau civilizații extraterestre. Când vine vorba despre ascunderea secretelor, orice metodă este bună, iar atunci când pădurea densă nu mai poate face acest lucru, ajutorul poate veni de la foc. Sunt incendii în pădurea amazoniană tot timpul. Cele mai recente au avut loc în august 2019 în locuri foarte greu accesibile. În total au fost înregistrate peste 70.000 de focare. În fiecare an, zona afectată de incendii este tot mai mare, dar motivul oficial rămâne același. Se pare că oamenii pornesc aceste incendii intenționat pentru a distruge pădurile și pentru a folosi terenul în scopuri agricole, dar noi vorbim despre zone foarte greu accesibile, deci pe cine sau ce încurcă aceste păduri. Să nu uităm că în Amazon avem de toate: cel puțin 40.000 de specii de plante, peste 2.000 de specii de pești, 1.294 de specii de păsări, 427 de specii de mamifere. Dar de ce aici și nu în altă parte? O teorie ar fi că în locul acestei păduri era odată o mare. Un studiu publicat într-o revistă de specialitate arată că Amazonul a fost inundat de două ori în perioada cunoscută sub numele de Miocen, perioadă care începe acum 23 de milioane de ani și care se termină acum aproximativ 5,3 milioane de ani. Fiecare dintre aceste inundații a durat între 200 și 400 de mii de ani. Această teorie a fost confirmată de niște descoperiri neobișnuite de ex exemplu, în Columbia au fost găsiți dinți de rechin, dar când vorbim despre misterele pe care le ascunde jungla, este imposibil să nu ne gândim la El Dorado, orașul, statul sau chiar imperiul mitic în care exista atâta aur și pietre prețioase încât toți oamenii de acolo erau bogați. Istoria El Dorado este complicată. Poate că mitul a început datorită unui obicei al tribului Cibca. Șeful de trib era acoperit cu clei după care se presăra cu nisip auriu peste el până când acesta se transforma în el Dorado, omul de aur. În timp, omul de aur a dat naștere legendei unui oraș întreg de aur. Cercetătorii europeni erau încântați de idee și au căutat acest loc timp de două secole, iar unii dintre ei au pretins chiar că l-au și găsit. Hărți misterioase și legende au evoluat de-a lungul timpului și au scos la iveală noi detalii. Până la urmă, El Dorado a devenit un fel de metaforă, a devenit numele oricărui loc în care cineva ar putea să se îmbogățească, în timp ce adevăratul oraș de aur nu a fost găsit niciodată. Dar ar putea fi descoperit la un moment dat. Poate că toți acești cercetători căutau în locuri greșite. Poate vă gândiți că este puțin probabil, dar sunt încă foarte multe părți ale Amazonului care rămân neexplorate. Cine știe ce se ascunde sub pădurile dense, poate că în câțiva ani Eldorado va fi chiar descoperit. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!